Bine v-am găsit! Vă prezint în acest material modalitatea prin care susținem o opinie despre un fapt cunoscut. A-ți exprima opinia înseamnă să-ți spui părerea despre ceva anume. Pentru a susține o opinie, este recomandat să folosim argumente care ne ajută să fim convingători. În susținerea unei opinii, pentru a introduce argumentele, putem folosi cuvinte și expresii precum: în opinia mea, din punctul meu de vedere, consider că, sunt de acord sau nu sunt de acord cu, având în vedere că, deoarece. Pentru a prezenta argumentele într-un mod organizat, se pot folosi expresii cum ar fi: în primul rând, în al doilea rând, de asemenea, pe de altă parte, apoi, nu în ultimul rând. Vă propun să citiți următorul fragment din textul Cioc, cioc, cioc de Emil Gârleanu. Vă rog să fiți atenți la cuvintele, expresiile și enunțurile care ne pot ajuta să ne susținem opiniile cu privire la întâmplarea relatată. Ce opinie aveți despre fapta ciocănitorii? Dar despre modul în care a procedat veverița? Opriți filmul și citiți textul în ritmul vostru. Apoi porniți filmul pentru a merge mai departe. Care sunt enunțurile ce ne pot ajuta în formularea unei opinii? Iată ce am subliniat. Veverița și-a umplut scorbura cu alune, ciocănitoarea s-a pus pe mâncat și, din ziua aceea, venea în fiecare amiază să își ia prânzul gustos. Veverița oprinse de coadă. Din aceste enunțuri reiese ce s-a întâmplat și ce a făcut fiecare personaj. Alunele erau ale veveriței. Ciocănitoarea a mâncat alune pe care nu le strânsese ea. Veverița a pedepsit-o și a lăsat-o fără coadă. Iată cum ne putem spune părerea despre această întâmplare. Părerea mea este că ciocănitoarea nu a procedat corect mâncând din alunele strânse de veveriță. Spun acest lucru deoarece a găsit alunele într-o scorbură care nu era a ei. Pe de altă parte, nici veverița nu a procedat bine, pentru că ar fi putut să-i spună ciocănitorii că aceea e scorbura ei. De asemenea, având în vedere că veverița nu a anunțat în niciun fel că scorbura ea sa, ciocănitoarea nu avea de unde să știe acest lucru. În opinia mea, ambele au procedat greșit. Acum încercați și voi. Citiți următorul fragment. Lucrați în perechi. Selectați din text și scrieți pe caiet enunțurile care vă pot ajuta în formularea unei opinii. Spuneți-vă pe rând opinia despre întâmplarea prezentată. Pe data viitoare!